Așa am salutat ca dățile pe Nava Școală Mircea pe cei prezenți sâmbătă 22 septembrie în portul militar Constanța la festivitatea de sosire a navei din marșul anual de instrucție. 122 de zile de marș, aproape 11.000 de mile marine parcurse, în 77 de zile pe mare, din care 17 au fost parcurse pe vele, escale în 11 porturi din 9 țări, participarea la o regată și un festival maritim, 4 ambasadori și 3 consule ai României prezenți la bord, instruirea aproape 100 de cadăți germane alături de cadăți din Bulgaria, Polonia, China și Grecia, aceasta ar fi în linii mari statistica acestui marș de instrucție. Domnule viceamiral, Nava Școală Mircea cu un efectiv de 165 de marinari, dintre care 100 de români, 57 germani, 2 bulgari, 2 greci, 2 polonezi și 2 chinezi, s-a înapoiat din marșul internațional anual de instrucție din Marea Baltică. Sunt comandantul navei, comandor Moise. Bine ai venit, domnul comandant. Mă bucur că ai adus echipajul din armă. Domnul amiral Krause, comandantul marinei germane. Micii marinari de la bordul navei Școală Mircea au crescut și s-au transformat în cele 4 luni petrecute pe mare. N-a fost ușor, dar au depășit cu demnitate toate provocările acestui marș. Pe Nava Școală Mircea s-au scris povești, pe Mircea s-a râs și s-au plâns, s-au făcut și s-au desfăcut prietenii, s-au testat și depășit de multe ori limitele pentru că viața de la bord împinge cumva totul la limită. Dar despre marșul Navei Școală Mircea vom vorbi și în emisiunile noastre viitoare.